Teista Atlas, cunoscut și sub numele de Enciclopedia Aromelor, conține mai bine de 10.000 de alimente și băuturi din toate țările și, poate cel mai interesant, aici vei întâlni inclusiv alimente de factură românească. În acest clasament apar, printre altele, supa de pui cu tăieței, ciorba de porc cu afumătură, ciorba de burtă sau ciorba de văcuță, ca unele dintre cele mai bune mâncăruri românești. La categoria brânzeturi, urda românească pare să fie destul de apreciată. Brânza este albă, ușor umedă, obținută din lapte maturat și se poate întinde ușor sub formă de granule. Are o aromă delicată de lapte de oaie și gust acru, unic, ușor sărat și picant. Se arată pe site-ul profit.ro. Din acest clasament nu lipsește nici mojdeiul de usturoi, acesta situându-se pe locul întâi. Mojdeiul este varianta românească a sosului de usturoi. Acesta este făcut din căței de usturoi, ulei de floarea soarelui, piper și apă. Usturoiul este plasat cu alte ingrediente, iar sosul este apoi servit de obicei cu pește sau cartofi prăjiți. Mojdeiul poate avea o textură variabilă de la lichidă la groasă, scrie de asemenea Taste Atlas. Pe locul 2 se află plăcinta aromână, bulzul ciobănesc, ciorba rădăuțeană, sarmalele și plăcinta. Salata de icre, salata de vinete și fasolea bătută sunt puse la rândul lor la rang de cinste. Netedă și cremoasă, această pastă de fasole se potrivește bine cu pâinea crocantă, măsline și ardei copți. Poate fi servită ca dip tartinabil sau ca garnitură care însoțește preparate din carne sau pește. În paralel există și un clasament al celor mai proaste alimente românești, iar pe primul loc se află salata de castraveți. Salata se prepară de obicei într-o combinație de castraveți proaspeți, ceapă, ulei de măsline, sare, tarhon, oțet de cidru. Conform sursei menționate anterior, în clasamentul negativ apar și următoarele mâncăruri românești: chiftelele de pește, papricașul de pește, salata de varză, jumăr, ciorbă de praz, mămăligă cu lapte, ciorbă de oase, urzicile cu usturoi, mămăligă sau ciorbă de pește, relatează playtech.ro.